Primăria Capitalei va construi pe acest teren din dreapta dumneavoastră, cunoscut ca Esplanada, un spațiu verde, o pinacotecă, o sală pentru concerte, un spațiu pentru Muzeul Literaturii. Cum vedeți această inițiativă? Ca pe un act de culturalizare a maselor. E foarte important și la noi în țară lipsește educația, din păcate. E trist că noi nu ne-am ocupat de educație, nu ne-am ocupat de civilizație, nu ne-am ocupat de... Asta ar trebui să învățăm din Occident. E un lucru, cred eu, un proiect de viitor și dacă include și literatura, e cu atât mai mult. Că poate ne cunoaștem și noi în felul ăsta mai mult poeții noștri pe care eu sunt convins că în ziua de azi, când mai greu se citește o carte, poate că i-ar ajuta pe cei care vor să se informeze, să afle mai multe. Orice spațiu cultural e ok, în principiu. Da. Cred că populația trebuie totuși informată.